Rusia a organizat sâmbătă exerciții de luptă în Kaliningrad, o enclavă la Marea Baltică, situată între Polonia și Lituania, potrivit agenției de știri Interfax, citată de Comandamentul Flotei Baltice. Până la 1000 de militari și peste 60 de unități de echipament militar au fost implicate, a declarat serviciul de presă al Comandamentului Flotei Ruse din Marea Baltică, citat de Interfax, potrivit. Separat, 20 de avioane de vânătoare Su-27 și ardiere Su-24 din linia 1 a aviației au efectuat un antrenament de luptă planificat, simulând atacuri asupra unor ținte aeriene și terestre, posturi de comandă și echipamente militare din Kaliningrad, a precizat Interfax. Ministrul adjunct de externe rus, Alexander Grușco, a avertizat miercuri țările europene cu privire la orice fel de acțiuni potențiale împotriva exclavei rusești Kaliningrad, spunând că acest lucru ar însemna să ne jucăm cu focul, mai notează sursele citate de Mediafax. Editor Liviu Cojan.